Peste 1500 de controale au fost efectuate în acest sezon estival și aproape 500 de amenzi au fost aplicate. Potrivit inspectorilor de la Protecția Consumatorului, pe litoral niciun restaurant nu a fost 100% în regulă. Multe dintre preparate fie erau ieșite din garanție, fie erau depozitate incorect. Pornind de la calitatea prestării serviciilor de cazare, da, și vă arătam în momentul respectiv, sau vă arăta domnul președinte, știu eu, perne care erau murdare, saltele sau lipsa salteluțelor de protecție. Acolo unde au fost depistate asemenea cazuri, au fost luate măsurile în conformitate cu prevederile legale, s-au dat amenzi, s-au dat în primul rând avertismente, după care amenzi, după care s-au luat și măsuri de oprire temporară a prestării de serviciu până la remedierea abaterilor constatate. De anul acesta, inspectorii ANPC au introdus și lista rușinii, care cuprinde locațiile unde s-au dat amenzi. S-a introdus pentru prima dată conceptul de name and shame. Au fost date publicității operatori unde s-au găsit deficiențe. Sunt convins că au fost foarte multe pierderi din punct de vedere al vânzărilor pentru acești operatori. Acolo unde am constatat nereguli, colegii noștri au acționat ferm. Turiștii, consumatorii nu o să mai intre acolo. Asta e cea mai mare amendă. Și faptul că noi le dăm numele operatorilor economici o să facă turistul să fie atent, turistul care vrea să se informeze și din ziare, din mass media, să știe că dacă la o anumită terasă de lux din zona Mamaia, Casino, care până acum era full și în care era așa boem să te duci sau la modă să te duci, în momentul ăsta există niște deficiențe acolo care pot crea niște așteptări mai puține. Aproape 400 de reclamații au venit din partea turiștilor pe parcursul întregii veri. Vreau să vă spun că 100 din ele au fost decât în iunie și în iulie, iar în august au fost 200. Deci în iunie-iulie au fost 200 de reclamații, iar în august au fost 200. Temperatura mare, aglomerația, au crescut numărul de turiști, nu mai făceau față, ce vă spunea domnul președinte cu comenzile, nu mai ieșeau repede, lumea era mai nervoasă. Litoralul a atras până la 18% mai mulți turiști față de anul trecut. Asta înseamnă că peste 1 milion de români și străini și-au petrecut vacanța la malul mării.